Revenită în fotbalul vâlcean după mai bine de 9 ani, echipa din Roiești are o linie de clasament de invidiat în Seria Est din Liga a 6-a. După 5 etape, formația Comerțul Roiești a obținut 4 victorii, a pierdut o singură dată, iar golaverajul pozitiv, 18-7, este mai mult decât elocvent. Ultima victimă a roșialbaștrilor, Zorile Scundu, a venit la Roiești din postură de lanternă roșie a clasamentului. O pătrundere a lui Cătălin Șelaru, în care ul oaspeților, a continuat cu un fault comis de Alexandru Duțu, iar centralul Codruț Colța a acordat lovitură de la 11 metri. Execuția i-a aparținut lui Nicolae Enache, autorul unui șut precis care l-a învins pe Viorel Coconete și gazdele au deschis scorul. Rămânem la aceeași poartă pentru aruncarea de la margine a lui Daniel Bărbulescu. Urmează două respingeri succesive cu capul, balonul ajunge la Alexandru Mosoreanu, care îl catapultează sub transversală și scorul devine 2-0. La un corner al lui Bărbulescu, liberoul Florin Giuran urcă în careul advers, ajunge la întâlnirea cu balonul, dar trimite puțin peste. Nicolae Enache îl servește la limita offside-ului pe Ionuț Nicolae, noarul gazdelor trimite plasat din prima și înscrie un nou gol în poarta lui Coconete. Ionuț Nicolae a recidivat 4 minute mai târziu, atunci când, scăpat singur, s-a descurcat perfect, trecându-și în cont a doua reușită personală. Specialistul loviturilor de colț, Daniel Bărbulescu, a executat perfect pentru voleul capitanului Florin Giuran, cel care a stabilit rezultatul pauzei 5-0. Jucătorul care a deschis scorul din penalti, Nicolae Enache, a făcut-o și în startul actului secund, cu o execuție covrig și roieștenii aveau un set la 0. Oaspeții au reușit să reducă din handicap la o lovitură liberă trimisă de la mare distanță de George Dobra, după care gazdele au refăcut diferența de 6 goluri, în urma unui șut plasat la colțul lung, expediat de noul introdus Ionuț Roșca. Daniel Bărbulescu a fost și el aproape de gol, dar s-a opus Coconete, iar 3 minute mai târziu, un șut al lui Cătălin Șelaru a fost deviat cu călcâiul de Nicolae Enache și puțin a lipsit ca balonul să intre la Păianjen. Oaspeții au mai găsit ceva resurse să revină în atac, iar Alexandru Stroie și-a trecut numele pe lista marcatorilor și a stabilit rezultatul final. Comerțul Roiești, Zorile Scundu, 7-2. În urma acestui succes, echipa președintelui Cătălin Mătulescu ocupă un onorant loc 2 în clasamentul Seriei Est. Vreau să le mulțumesc băieților că s-au descurcat încă o dată foarte bine. Mergem cu capul sus, indiferent de ce echipă o să primim sau ce echipă urmează, nu contează. Sunteți acolo foarte sus în clasament. Vă așteptați la chestia asta înainte de început? Nici nu avem prea multe cuvinte de spus. Am ajuns mai sus decât ne așteptam. Oricum, mergem cu capul sus și trebuie să câștigăm. Așa vrem noi. Acum putem să dăm și de o echipă foarte bună și important e să jucăm frumos, să scoatem un scor cât de cât echitabil. Băieții se înțeleg între ei. Nu avem prea multe de reproșat. Suntem bine, foarte bine. Ce să vă spun, a fost un meci frumos, un meci disputat, un adversar pe care nu-l prea cunoșteam, dar nu l-am subestimat, am jucat mai frumos decât ei, am legat acolo pasele, tot spre bucuria noastră, că a fost un rezultat frumos și am luat cele 3 puncte. Sunteți acolo foarte sus în clasament. Da, suntem sus, încercăm să ne menținem, să jucăm tot la fel de frumos, cât de cât spectaculos și ce să vă zic, să mergem tot așa înainte, să fie frumos și să ne distrăm până la urmă, că de asta venim la fotbal, să ne distrăm și să fie atmosferă frumoasă. În primul rând vreau să dedic golul fetei mele și familiei mele. Încerc cât de mult să-mi ajute echipa. Suntem pe un drum bun, dar trebuie să fim conștienți că după atâtea victorii o să vină și cu echipe mai slabi cotate, o să vină și meciuri mult mai dificile și sperăm să fie bine în continuare. În etapa următoare, Comerțul Roiești va juca în deplasare la ocupanta poziției a 4-a, Știința Roșiile.